Municipalitatea Severineană face un pas uriaș în relația cu cetățenii. În sensul acesta, pe fonduri europene a fost demarată implementarea unui serviciu prin intermediul căruia 10 de solicitări ale severinenilor vor putea fi soluționate din fața calculatorului. Drept urmare, aceștia nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la ghișeu pentru documente de urbanism, certificate fiscale, avize pentru lucrări sau diverse autorizații. Toate aceste servicii vor fi accesibile în doar câteva luni în format digital. Tot acolo pot fi făcute sesizări însoțite de fotografii despre diverse probleme din oraș. Primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin implementează un proiect finanțat din fonduri europene pentru digitalizarea serviciilor publice. Proiectul are drept scop simplificarea obținerii unor avize emise de către autoritatea locală, ceea ce va duce la reducerea birocrației. Acum, în acest moment, primăria nu are implementat un astfel de sistem. Pentru a declara un bun, pentru a scoate din evidență un bun sau pentru certificatul fiscal, cetățeanul trebuie să deplaseze la Direcția de Taxe și Impozite, să stea la cozi, să completeze formulare, ulterior trebuie să revină, să ridice documentele pentru care depune o cerere. După implementarea acestui nou sistem integrat, cetățenii pot depune online declarația impunere auto, declarația impunere clădire. Vrei să vinzi o mașină, vrei să vinzi o clădire. Declarație impunere teren, cerere și eliberare, certificat fiscal online, recepție, decizie de impunere. Vreau să-l felicit pe domnul primar, pentru că, deși am multă administrație, am multă experiență în administrația publică, mai rar am văzut un primar care să fie atât de deschis și implicat să schimbe lucrurile. Și nu doar la nivel teoretic. Dom'le, ne-am vrea un sistem să facă. Nu, dânsul a fost, chiar m-a surprins, foarte exact. A gândit lucrurile într-un detaliu foarte interesant. Proiectul presupune și crearea unui portal web pentru servicii electronice, înființarea unei arhive electronice, precum și instruirea funcționarilor care vor lucra în acest sistem. Odată implementat, severinenii vor putea solicita online mai multe categorii de avize, autorizații și certificate. Practic, grosul interacțiunii pe care îl are orice primărie cu cetățenii se axează pe zona de urbanism și de impozite și taxe, unde se fac plățile practic. Mai e și zona de contracte, că vorbim contracte, chirie, ANL, fond locativ și așa mai departe. Dar interacțiunea aceasta se axează și atunci, practic, cetățeanul își cumpără o casă, își cumpără o mașină, o declară online, nu mai vine la primărie să declare că și-a cumpărat un bun. Are nevoie să vândă un bun, solicită un certificat fiscal cu semnătură digitală, nu mai vine la primărie. O să fie de pe telefonul mobil făcute lucrurile astea. La urbanism, așa cum a discutat domnul primar, și o să ajungem și pe zona de registru agricol pentru diverse adeverințe. Se întâmplă tot online. Vă vor primi acele documente, acele contracte de vânzare-cumpărare care în acest moment sunt vizate și depuse declarațiile prin ghișele Direcției de Impozite și Taxe, vor putea fi semnate digital de către funcționarii publici ai Direcției de Impozite și Taxe. De foarte multe ori, anumite instituții sau mai multe instituții refuză să recunoască semnătura digitală și cer semnătură în original cu ștampilă. În ceea ce privește emiterea documentelor fiscale, certificatul fiscal digitalizat și semnat digital este recunoscut deoarece a apărut ordinul de ministru în ceea ce privește atât emiterea în format electronic cât și semnarea digitală a certificatelor fiscale și a contractelor de vânzare-cumpărare. Prin intermediul aplicației, care va fi disponibilă și pe telefoanele smart, pot fi obținute certificate de nomenclatură stradală, autorizații speciale de transport, certificate de atestare stradală sau certificate de urbanism și autorizații de construire.